v-am găsit, dragii mei. Sunteți la un podcast în care gluma se împletește cu muzica. Încearcă I-A, încearcă jaga, jaga. Încearcă da, nu mă chinui degeaba. Când văd o nedreptate pe teren, mă ridic și... Băi, arbitrule, băi! Nu e Horia Breciu care mă ceartă. Bricheta asta a fost aruncată de Horia Breciu. Prima strofă ca un ungur. Suntem peste tot acasă, poartele ni se deschid. Nu e echipă mai frumoasă și iubită ca Rapid. Rapid, Rapid. Prima mea amintire despre televizor. Ești tu, serios. Ai avut o reacție... Bă. Ai avut o... Nu. Am avut orgasm. Enterocolită. Primul bărbat nu se uită niciodată. E o chestie pe care George a spus-o înainte să plece în America Express. Tu te-ai întors... Te-ai dus băiat și te-ai întors bărbat? Nu, am plecat băiat și m-am întors frustrat. Te vei pleca, așa. Te vei pleca. Te vei pleca. Îți va fi bine. Mai că mai cântreață și sorme. Parte din moștenirea genetică, în speță muzicală, a fost transmisă. Foarte puțin. Și da? De la tatăl tot atât. Cel mai bun personaj parodiat de Ionuț este? Pe Rifai, pe Denis Rifai. Ați împodobit un brad, nu știu ce, să vă zonește că sunteți cel mai bun împodobitor de braduri din țară. Și după aia se întâlnește. Urmează întrebarea. Ce mărime are alunița dumneavoastră? Prima sunat. Bună, Ionuț. Bună. Și mă întreabă. Știi cine sunt? Știam cine e după voce. Știam cine e după voce, doar că i-am zis nu de ce, ca să o ascult cum zice, sunt Denis. Când erai șofer pe tir, ce muzică ascultai? Mă așteaptă deci... puiul meu acasă, prima. Mă așteaptă puiul meu acasă, nevasta mea frumoasă, de dorul ei suspin. Mi-este dor să o sărut. Iată pe relanti împodobirea bradului. Azi pune fundința. Ridun.